Iată, ne întorc și acum vom vorbi despre lucruri mai serioase. Și nu neapărat serioase, dar despre teatru în continuare. Vă spuneam mai devreme că astăzi începe Festivalul Internațional al Teatrului Independent, Fringe Festival, la Sibiu. Bună dimineața, Cătălin Bună Grigoraș, dimineața. Președintele Asociației VICAM. Bine v-am regăsit. Cred că este a treia oară când sunt aici la voi, în studio. Foarte îmi place, bine. E foarte de dimineață. Nu vrea cafea, vă spun tuturor, Cătălin nu bea cafea, dimineața nu vrea nimic, vrea doar să stăm de vorbă. Asta este bine. Trebuie să întreb, la câta ediție a ajuns deja festivalul? Festivalul este la 8-a ediție, dar el a început sub o altă formă și a suferit diverse modificări de-a lungul timpului. La început a plecat ca un festival studențesc, Universe Student se numea la vremea aceea, datorită sau întâlnirile pe care le-am avut de-a lungul acestor 8 ani, m-au făcut și m-au convins că festivalul trebuie să meargă în direcția asta, în zona de fringe. În 2009 am fost la Edinburgh, am văzut cel mai mare festival din lume, festivalul de fringe, unde erau peste 2000 de trupe independente. Care este diferența? Ce înseamnă mai exact fringe? În 47, câteva trupe, zic eu, în nebunia lor, au avut curajul să facă, pe lângă Festivalul Internațional de la Edinburgh, au avut curajul să facă, să dezvolte această mișcare. Ei n-au fost invitați în acel festival și au început să joace în afara orașului, undeva la margini, de acolo vine și termenul de fringe, fringe, margini. Și festivalul de la an la an a prins rezonanță și astăzi este cel mai mare festival din lume. E foarte interesant modul în care se întâmplă lucrurile acolo. Platforma pe care ei au creat-o, bine, e și o altă lume. Categorie, și o altă lume. Am încercat și noi, încercăm și noi. Categoric este într-o formă incipientă ce facem, dar sperăm peste câțiva ani să prindă rădăcini și fringe-ul să însemne ceva în România și artiștii să fie obișnuiți cu acest termen. Cu ce vine festivalul nou, pe lângă faptul că sunt trupe independente, cu ce vine nou față de Festivalul Internațional de Teatru sau dacă putem să facem o comparație între ele? A, nu, categoric nu se pune problema. Aș putea să spun un element de noutate, este teatru de apartament. Este un element de noutate. Dar noi nu vrem ca să reinventăm roata sau nu vrem să fim cu atât mai interesanți. Nu, încercăm să creăm o platformă doar pentru zona de teatru independent. Eu sunt convins că viitorul în România, cum de altfel se întâmplă în vestul Europei sau în America, unde am și fost de curând, viitorul este al teatrului independent. Nu este al teatrului bugetat de stat. Se va încheia la un moment dat acest mecanism, că n-are unde să ducă. Și atunci, de ce să nu fim noi aceia care dezvoltăm această mișcare? Nu e mai greu să ai un teatru independent față de a lucra într-un teatru de stat ca și actor? E enorm mult mai greu, dar și cu mult mai multe satisfacții ai în fiecare zi. În teatru de stat și lucrez la Petroșani, în teatru de stat. E foarte simplu pentru că ai cabinieră, toată lumea stă după tine, îți așează costumul, te aranjează la intrare în scenă, absolut tot. În teatru independent tu faci totul. Tu montezi, tu pui decor, tu demontezi, absolut tot. Păi și mai aveți timp ca să faceți actul artistic? Da. Tocmai de aici, din nebunia asta, pentru că stând cu o oră, două, tu montându-ți decorul, tu punându-ți costumul, te și încarci cu energia de spectacol, și înțelegi ce se întâmplă acolo. Ori în partea cealaltă te aranjează, te face brici, te aruncă în scenă și tu trebuie să te încarci, să te duci mai departe. Ori în partea cealaltă ai și timp să creezi, ai și bucurie. Bine, acum să nu zic vorbe mari. Și în partea cealaltă, dacă ești un profesionist, categoric că știi să-ți faci meseria cum trebuie și... Revenind la festival, câte trupe vor veni și de unde vor veni trupele? Am înțeles că este un festival internațional. Da, avem 25 de trupe, 42 de spectacole în 8 locații.
cât de cât mai mult sau mai puțin convenționale aceste locații. Cum ar fi? Care sunt locațiile în care se joacă? Păi avem Teatrul Gong, chiar în seara asta avem o trupă din Barcelona, Ghece Sensibil, vor juca Parfum de Mongofie, la ora 19 vor deschide festivalul la Teatrul Gong. E un spectacol în limba franceză, este din Spania, dar e un spectacol în limba franceză. Presupun că au subtitrare. Deci mergem fără grijă. Fără grijă. Nu, dar românii știu franceză, așa că nu fac... Nu este problema. Noi sunt poligloți. Avem un spectacol foarte bun mâine, tot la Teatrul Gong, de la ora 19. Ce zile frumoase. Sabrina Iașchevici a câștigat gala tânărului actor Hop anul trecut. Spectacolul ăsta. Alte locații, la Centrul de Tineret am pregătit o secțiune de one man show-uri, one woman show-uri. În teatru de apartament avem o secțiune pregătită de teatru de apartament. L'Urgin Theater din București vor veni și pe durata 6 zile ne vor prezenta. Vreau să facem o paranteză și să ne explice exact ce înseamnă teatru de apartament. Toată lumea se întreabă. Eu sunt curios câți spectatori intră într-un apartament. Nu foarte, nu foarte mulți, undeva la 25 cred că vor intra. Deci chiar se joacă în apartament? Da, se intră într-un apartament. În apartamentul cui? În apartamentul unui tânăr, un prieten de-al nostru, al festivalului, s-a oferit să ne pună la dispoziție apartamentul. Este pe Magheru numărul 22. Deci, drasi bieni, dați buzna în apartamentul. Categoric, aici, spre deosebire de celelalte locații, e nevoie de rezervare, pentru că în momentul în care... nu ai rezervare, adică chiar nu se poate, n-avem cum. Unde poți să-și facă rezervarea pentru... Se poate face pe pagina festivalului sbfringe.ro, pe teatrorondbicamia.ro sau la numele de telefon 0745261751, da, sau exact, le găsesc pe site. Ce e foarte important și vreau să menționez, că mă întrebai cu ce vine nou... În festivalul ăsta trupele sunt plătite exclusiv din biletele care sunt încasate. Adică actorii vor fi plătiți. Pe principiul ăsta vom merge și încercăm să funcționăm. Am curiozitate. Cât poate să coste un bilet la teatru de apartament? 15 lei este. Ah, deci nu e mult. Nu deși e sunt mult. Puține locuri. Da, 15 lei. Am încercat să păstrăm, să nu exagerăm, să păstrăm o limită a bunului simț. Biletele în întreg festivalul vor fi între 10 și 20 de lei. Nu sunt. La One Man Show-uri 10 lei, la Teatru Gong 20 de lei. În funcție și de amploarea, de mărimea spectacolului, sunt oameni care vin din București, sunt cei care vin străini din afară și am încercat pentru ei să reușească să încaseze niște bani ca să nu facă drumul degeaba până la Sibiu. Drumul pe care presupun că l-au asigurat, drumul și cazarea, măcar atât, asta înseamnă Fringe, nu? Nu, Fringe înseamnă trupa, Fringe adevărat înseamnă că toate trupele vin, își plătesc singure cazare, masă, transport, tot. Absolut tot și își încasează banii de bilete. Organizatorii le pregătesc doar platforma de joc, spațiile și așa mai departe. De câte știu eu, ar trebui tot ei să-și facă și promovare. Categoric, categoric. Avem rezervate în zilele din 1 până în 14 pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, Dumbrava. Avem rezervat spațiu pentru reclamă, pentru publicitate, pentru mici joculețe actoricești. Să vedem cu ce vor veni și trupele. Alte locații sunt la Ador, la Imperium, la Atrium, Vintage Pub, chiar la Vintage avem un concert Crem, el a terminat un ATC, a fost la România au Talent și vineri pe 5 iulie va fi prezent la Vintage. Alte nume cunoscute pe care... Crina Zvobodă, săptămâna viitoare, tot de la România au Talent. Pe 5 iulie, vineri, acum vor veni Mirela Zeța și Andreea Grămoșteanu de la Mondeni, vor juca la Sibiu, la Ador. Iar și trupe din afară, că te apucați să ne spui. Deci avem din Barcelona, de unde mai avem? Mai avem, să avem două trupe din Barcelona. O trupă va juca în engleză, cealaltă în franceză. Niciuna în spaniolă, firar să fie. Probabil că între reprezentanții vor juca și în spaniolă, nu știu. Da. Ceilalți vor fi prezenți săptămâna viitoare la Teatru Gong cu Tarzan The Ape Man, de la ora 19.
În rest vor veni cei din București de la Godot Theatre, Buletul Vârlipscani, iarăși îl vom avea pe Radu Botar, un excepțional actor cu Bufonul Regelui. Sunt programe, am încercat să-l facem un pic ca aerisit, ca sibienii sau turiștii care sunt în Sibiu să poată să aleagă și să meargă de la un spectacol altul. Cam câte spectacole pe zi, aproximativ? 3 sau 4 maxim. Săptămâna viitoare va fi un pic mai aglomerat. Săptămâna asta sunt cam la 2 spectacole pe zi. Deci din 1 până în 14 iulie 2013, toți sibienii și nu numai sibienii sunt invitați în toate aceste locații să vadă spectacole din afară sau din țară de la noi, spectacole ale trupelor de teatru independent. Trebuie să mai spui o dată exact site-ul unde pot găsi și programul festivalului. E sbfringe.ro. Ok, pe sbfringe.ro puteți găsi toate detaliile despre festival. Trebuie să îndemn pe cei de acasă să le mai spui așa un pic, să le trezești interesul pentru a veni în fiecare zi la festival. E greu. Nu, e greu pentru că mi-e greu să... Nu sunt la piață, nu pot să... să spun haide să veniți. E important, adică chiar este o zonă independentă, o zonă în care actorii își vor juca cu foarte multă bucurie și spectacole sunt pregătite din inimă pentru sibieni. Oricum, din moment ce vin gratis, fără și pe costul lor, cred că merită, pentru că înseamnă că o fac din pasiune. Categoric. Sperăm să plece de la Sibiu cu o impresie bună și în ceea ce privește orașul și găzduirea noastră și sperăm să aibă și spectatorii în sală. E cel mai important. Până la urmă, pentru ei jucăm. Cătălin, îți mulțumim foarte mult că te-ai trezit de devreme pentru noi. Te mai așteptăm pe la noi cu alte evenimente sau cu alte subiecte interesante. Dar noi o să găzduim diminețile următoare și actori de la tine din festival. De-abia aștept să-i întâlnesc și sper să-i putem trezi ca să poată veni aici în platou. O să-i trezim. Să-i dimineața frumoasă în continuare. Asemenea și vă, să rămână.